Hey, sunt Diana și am revenit cu un alt vlog în care voiam să discutăm despre cum e să fii K-popper în România. Eu de când am început să ascult K-pop acum aproape 10 ani, am tot dat de fel și fel de bullying la adresa artiștilor care ascultă K-pop. Să-i numească chinezii cu J, nu cu Z, să zică de ei că sunt gay sau că o au mică, că arată ca niște fetițe, să zică Ching Chang Chong atunci când era să pun și o piesă de K-pop și alte jigniri. Să despicăm firul în patru pentru toate aceste forme de bullying. Am și eu o întrebare. De ce? De ce îi face asta? Eu efectiv nu pot să înțeleg dacă nu îți place ceva. Pur și simplu, dacă ne referim la K-pop sau un gen muzical, nu trebuie să asculți. Poți să ignori. De ce să dai cu hate sau cu bullying în ceva ce nici nu te afectează deloc? Adică nu e ca și cum vine cineva și îți pune la căști K-pop și ți le lipește pe cap și ești obligat să asculți. Ca să fii așa revoltat sau să dai hate-ul ăsta, efectiv nu are nimic legătură cu tine, nu te afectează deloc. Adică nici nu cred că stai toată ziua să te gândești la existența acestui gen muzical, să stai să te gândești, a, există K-pop și eu, sunt fraierea aia care ascultă. Cred că am trăit într-o lume mai bună dacă am încetat să dăm cu hate sau să ne pese de chestii de care nu ne afectează și pe care nu sunt în viața noastră, doar pentru că vrem să fim nașpa, să fim niște oameni răi și vedem că cineva are o pasiune sau îi place foarte mult ceva anume pe care pe noi nu ne interesează. Și să dăm cu hate în chestia asta doar ca să-l facem pe omul ăla să se simtă nașpa. Mi se pare ceva super nașpa să faci ca și om. Eu, sincer, spre exemplu, nu ascult manele sau populară, doar dacă sunt kind of forțată să ascult la modul să fiu la o nuntă sau, nu știu, într-un taxi și domnul de la taxi să îmi pună manele sau probabil populară că sunt mai bătrân. Da, na. Și nu mi-ar plăcea, nici mie, o recunosc, nu sunt fană. Dar asta înseamnă că mă pun să dau un hate. Stau acolo, suport cât suport, până se termină nunta sau na, orice situație în care să fiu pusă să ascult genurile astea muzicale și după nici nu mai pasă. Eu sincer și uit că există. Mai ales că suntem oameni, suntem diferiți și clar avem și gusturi diferite, plăceri diferite și atunci de ce ar trebui să mă intereseze de ce ascultă alții și să vin? Efectiv, stau în capul meu și mă gândesc, a, nu-mi place, abia aștept să se termine, dar până la urmă nu să mă apuc să zic la domnul de la taxi sau la nunta la care se cea mai și să mă duc să zic, bă, ce muzică de căcat, da, nu-mi place, bă, cum să ascultați așa ceva? Pentru că mi se pare de prost gust, sincer. Dar să revenim la oile noastre, acum că m-am mai calmat. Când am zis că ascult K-pop și după să aud de la persoana sau persoanele cu care interacționam, chinezii ăia, nici măcar cu Z, să zici, bă, că nu vorbesc cu analfabet sau oameni care, nu știu, poate nu știu să scrie, deci să na, zici că na, e o greșeală oarecare. O zic intenționat și mi se pare, unul, în primul rând, urât faptul că eu zic că ascult K-pop, care, îți dai seama că e Korean pop. Nu ar trebui să fie confundat cu C-pop, J-pop, nu, este K-pop. Și te gândești că, na, sunt trei genuri diferite și să vii să zici chinezii, de parcă coreenii, japonezii, toți sunt același lucru și anume chinezi. E foarte urât pentru individualitatea și unicitatea acelor popoare să-i pui pe toți în aceeași oală ca și chinezii și să generalizezi așa aiurea. Adică e o chestie de respect până la urmă, ok, nu-ți place muzica coreană, K-pop-ul, dar te gândești că bă, fiecare țară a luptat pentru individualitatea ei și apoi să te găsești să zici chinezii. De parcă sunt toți la fel. Nu știu, mie mi se pare foarte disrespectful pentru fiecare popor în parte. Pot să înțeleg că vă par foarte similar și asemănător și atunci vă gândiți că, a, păi sunt aceeași mâncare de pește, n-are niciun sens să ne gândim că, bă, au diferențele lor de la limbă, la cultură, chiar la mentalitate.
Și atunci, mai bine păcăm în aceeași oală să îl generalizăm așa aiurea. Dar chestia asta, pentru fiecare om în parte de acolo, e destul de jignitor. Pentru că fiecare om vrea să își păstreze individualitatea și afer se pune și pe partea de popoare. Eu una nu sunt deloc de acord să generalizezi, să zici că, nu știu, toți bărbații sunt într-un anumit fel sau toate femeile într-un anumit fel, toți asiaticii că sunt chinezi și... Sincer, mi se pare super disrespectful și așa că o să începem cu primul shame on you! Asculți gay ăia! Da, de, nu înțeleg de ce ar trebui să îi numim gay sau de ce sunt numiți gay doar pentru că se machiază. Adică e ceva total normal în Coreea de Sud ca un băiat să se machieze. Chiar băieții au machiajele lor speciale făcute pentru băieți, bărbați, că nu le fură iubitelor rujul sau mă știu eu. Dar și pentru că se machiază, ce legătură are cu faptul că ar fi gay? Doar pentru că noi ca și societate am populat mai mult ca fetele se machiază și băieții, nu știu, trag la sală sau ceva. Astea sunt ceva ce mi se pare efectiv ce poți să faci și ca băiat și ca fată. Și ca fată poți să mergi la sală și ca băiat poți să te machiezi. V-ați gândit cumva că într-un univers paralel, sau hai să nu mergem chiar așa de departe, dar peste, nu știu, 1000 de ani, bărbații sunt ăia care predominant se machiază pe planeta asta, sau în universul ăla paralel, dar să luăm spre exemplu un băiat straight, ok? Deci are și iubită, să zicem, ca să fie tot acum, și omul ăla se gândește, bă, azi mă dau cu ruj, azi mă dau cu rimel, mă fac țuț. Asta îl face gay? Mai are și ei prietenă. Adică, efectiv, nu pot să înțeleg chestia asta. Eu consider și mi se pare ceva ce poate ar fi minunat ca toată lumea să considere că un băiat gay este un băiat care este atras de alt băiat. Să-l iubească, să vrea să se culce cu el, da, irelevant, dar cam asta consider eu că este gay. Nu este gay să fii băiat și să porți chiar fustă, rochie, să te machiezi, să ăsta. Efectiv, totul constă în atracție. Nu, efectiv, și mai ales faptul că în România, dacă ești gay, e ceva rău. Pentru că atunci când le ziceam lumii băieților sau dacă ne ajungeam așa într-un cerc social în care se vorbesc despre faptul că ascult K-pop, erau numiți gay artiștii din K-pop pentru că era o jignire. De când mai este să fii gay, o jignire efectiv ține de orientarea ta sexuală. Nu este ceva rău de care ar trebui să îți fie rușine? Și sau tu, ca și Ionuț din Săcălaș, te găsești să zici că ești gay, asculti gay ăia. De parcă ce, ar trebui să-mi fie rușine? Nici ție n-ar trebui să-ți pese pentru că nu are, din nou, nicio legătură cu tine. Wow, surprising! Cu ce te deranjează pe tine, Ionuț, din Săcălaș, că băieții se machiază? Ori veni să-ți fure banii din portofel ca să-și cumpere produse? Nu cred. Ori mergi la maică-ta acasă să-i fure produsele ei? Nu cred. Și atunci, de ce te interesează chestia asta și mai ales de ce să-i faci gay ca și jignire? Shame on you, tu! Bine, acum că fac divers, nu cunosc niciun Ionuț din Săcălaș, să nu dăm cu hate în el, oricine ar fi. Presupun că sunt mai mulți Ionuți în Săcălaș. Așa, ca și paranteză, îmi place să mă consider genul de persoană care nu dă cu hate sau nu bârfește. Mai ales pentru că nu pot să înțeleg, în primul rând, de ce ai face asta și, în al doilea rând, cam empatizez, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea. Dar nu sunt nici eu o sfântă și mă găsesc să dau hate sau să bârfesc doar dacă e altă persoană care mi-a dat dinainte hate sau m-a bârfit. Sau mi-a făcut ceva rău. În cazul ăla consider că îmi permit. Dar să zice că, de exemplu, în orașul din care vin eu era o tipă care era super bârfită, nu mi-a făcut mie personal nimic, dar toată lumea zicea de ea fel și fel. Și eu nu mă găseam să găsesc nimic despre ea, pentru că nu îmi păsa de existența ei. Și chiar dacă, nu știu, vedeam ceva la ea ce poate nu îmi plăcea, bă, preferam să mă abțin, că până la urmă, what's the deal? Chestia aia de mind your own business. Sincer, așa ar la fața cu știi că o au mică. De parcă chiar ar conta chestia asta. Hai să ne imaginăm că e un bărbat și are scula de 50 de centimetri, deci e bine, e ca și un cal. Nu știu cât de cât o au caii, dar
mă rog, da, se zice, e super tot, tati, e super șmecher, așa. Și vine, se tânește cu una și au o noapte pasională. Și intră în ea 10-11 centimetri. Cu restul de 40 ce se întâmplă? Că nu mai fac absolut nimic. Deci mărimea chiar nu contează, mă refer la lungime. Cu grosimea e altă treabă, că degeaba din nou are 50 de centimetri și apoi că tot acolo, parcă nu a intrat deloc. Sincer, mi se pare super amuzant faptul că sunt o grămadă de bărbați, băieți, de fapt băieți, nu sunt bărbați, care râd de faptul că coreenii o au mică. Mă pun și o să mă uit pe statisticile lor să văd, bă, cât de mică, adică, ok, și am intrat. Și m-am uitat acolo și am văzut că românii o au mai mică ca și coreenii. Bine, ce-i drept, nu era mare diferență. Românii parcă aveau 12,70 ceva și coreenii 13, nu mai știu cât. Deci nu e mare diferență, dar tot o mai mare. Ceea ce e cam amuzant și un fail destul de mare pentru ea care râd de coreeni că o au mică. Dar acum, lăsând gluma la o parte, ce bărbat poți să fii tu, bărbatul alfa, să îți gâdi ego-ul doar prin a-ți compara scula cu scula altui tip? Adică doar în asta constă bărbăția ta. Efect, doar asta te face bărbat? Adică dacă eu vin și, să zicem, iau un clește sau ceva și te las un enuc, atunci, gata, ești, nu mai ești bărbat. Mi se pare penibil ca bărbat efectiv să faci lucrul ăsta. Adică e ca și cum și mă găsesc eu, care, să zicem, am sânii de mărime medie și mă duc la una care iar e super mici, deci efectiv să fie plată, să zic, ah, ce femeie sunt eu, oh, ce bună-s, ha, tu, fraieră. Efectiv să fac chestia asta, mi-ar fi și rușine, cum să fac așa ceva? Și cum să faci, mă, tu, Georgica, așa, răsăm pe nuț, mă, tu, Georgica, cum să îți pui să-ți compari mărimea ta cu mărimea unui necunoscut chiar dintr-o altă țară și zici, eu sunt bine, el e mic, el o are mică, deci na, eu șmecher. Mi-ar fi rușine. Și apoi m-am săturat să aud Ching Chang Chong, iar pui Ching Chang Chong. Nu știu, nu pot să zic neapărat că o văd ca o jignire, dar când o au mă zgârie, deci efectiv ca și senzația aia de când ai unghiile lungi și mergi la tablă și zgârie acolo, deci să aud chestia asta mă zgârie pe creier, în timpan, în tot. Mi se pare că efectiv când zici chestia asta râzi de felul în care vorbesc ei. Și nici măcar, din nou, o să fac legătură cu ce am zis de prima dată, nu toți asiatici vorbesc Ching Chang Chong. Și nici măcar chinezii nu vorbesc în felul ăsta, că nu fix cu chestia asta. Probabil au și cuvinte care sună în felul ăsta, dar nu totul sună așa. Ok, înțeleg că poate sună dubios, că până la urmă eu stau să mănânc și dacă mergi la un chinez sau la un asiatic și mergi și vorbește românește cu îuri și toate chestiile astea pe care le au și ei. Dar înțeleg că ar putea să te considere dubios pentru felul în care vorbești, pentru că sunt diferențe culturale și o diferență mare între chineză și cum vorbim noi, dar bă, să râzi, să zici așa la mișto, mi se pare, nu știu, nașpa și cum am zis, mă scârie pe creier. Și da, dacă e să răspund la întrebare, iarăși pun Ching Chang Chong, pentru că nu ascult Guță, Salam, Adri Minune, sau hai că poate merge un minune, că poate să ne minunăm și noi ca și popor și nu o să mai fim bajocoritori cu alte popoare care sunt diferite față de noi. Poate în viitor o să fim și noi mai buni, să învățăm să acceptăm diferențele dintre noi, și să învățăm să nu mai generalizăm, să nu mai dăm canterincă din asta aiurea, să nu mai fim chiar rasiști și să fim niște oameni mai buni. Eu, sincer, n-am vrut să fiu rea în vlogul de azi, dar sunt lucruri pe care le-am auzit în decursul anilor. La început mă enervam, dar pentru că mi-era nașpa să vorbesc, deci am și țineam în mine. După am ales să nu mă mai, să fiu cumva indiferentă față de ce auzeam, și tot nu ziceam nimic și acum m-am enervat din nou. Nu am auzit neapărat în ultima vreme lucruri de genul, doar că, doar la gândul că înainte le auzeam și țineam în mine, deși erau lucruri care nu-mi conveneau. Mă făceau să mă simt nașpa, mă făceau să mă simt de căcat și pur și simplu nu reacționam. Și acum
M-am enervat și a zis, hai că e timpul să vorbești și chiar să vă încurajez și pe voi în cazul în care auziți chestii de genul să răspundeți, nu neapărat să fiți nașpa și voi înapoi, dar să ziceți, bă, mă deranjează, nu-mi place să-mi zici din astea. Dacă sunt persoane ok care sunt apropiate vouă, ar trebui să înțeleagă și cât timp nu e ceva ce pe ei îi ofensează de nu mai pot, că îți dai seama să dea caternică de genul, nu știu, îi menține în viață, cred că poți să renunți la chestia asta când văd că te deranjează. Dacă sunt persoane nașpa, care nu sunt prietene cu voi, prieteni cu voi, și fac lucruri de genul, aici e mai greu, pentru că persoana aia să fie indiferent nașpa, dar vă încurajez să răspundeți, să ziceți că, bă, nu e ok, ce cu Caterinca asta, noi ai ceva mai bun de făcut, lucruri de genul, să ziceți ca răspuns înapoi și să nu tăceți, asta e important, pentru că eu acum mă simt frustrată pe mine că am tăcut atâta timp. Bun, și acum, după ce mi-am dat rostul aici, of, că am și transpirat, nu mai pot, și mi-am descărcat sufletul, voiam să vă zic că probabil mai sunt și alte lucruri care nu mi-au picat mai bine auzite față de K-pop, dar doar atâta mi-au venit pe moment. Dacă o să mai vin, o să mai fac alt vlog în legătură cu asta și dacă vrei să-mi lăsați și voi în comentarii lucruri pe care le-ați auzit nașpa legate de K-pop, care v-au făcut să vă simțiți în ultimul hal. Și eventual o să mai fac un alt vlog în care o să vorbesc, că poate și eu l-am auzit, dar nu am stat atât de mult să mă gândesc la ele sau l-am uitat și chiar merită să nu rămână nespuse. Vreau să vă zic că o să las Instagramul meu în descriere dacă vreți să vorbiți cumva mai multe chestii cu mine în privat, neapărat în comentarii. Și dacă v-a plăcut acest vlog, vă rog să-mi lăsați un like, subscribe, share și comment și clopoțelul, vă rog să-l activați pentru a mă ajuta să continui cu acest tip de conținut. Și stați că am găsit și o încheiere pentru vlogurile mele, deci până acum a fost doar chestii random. Încă n-am găsit un început, dar încheierea, pfai, I'm brilliant, I'm a genius. Deci, with love, Diana. Ca o scrisoare, deci eu ca o scrisoare. Big brain.